La cacoșelă de tablă, orice este posibil. Trebuie să plec. Directore! Cât de repede pot organiza o preselecție? Ce să fac? Foarte repede. Nu ați auzit că am pus deja un anunț? Cred că joi e bine. Vă convine? Cu cât mai repede, cu atât mai bine. Ha? De ce voia să știți unde stau? Din pură curiozitate. Cine vă duce? Potolește-te și hai toată lumea la treabă. Cocoșelul de tablă este comedia la care trupa de actori a Clubului de Teatru Valah lucrează încă de la sfârșitul anului 2013. Actorii au trecut de faza lecturării și acum fac primele planuri privind mișcarea scenică. Unii dintre adolescenții distribuiți în piesă sunt la primul rol pe scenă, dar pasiunea pentru teatru îi ajută să treacă peste emoțiile începutului. O nouă piesă cu noi roluri. Ce aduce nouă această piesă? Un număr mai mare de personaje. Piesa este mult mai complexă pentru că se dezvoltă pe 3 planuri. Și rolul meu este un pic legat de cel din cealaltă piesă, așa că nu mi-este chiar atât de greu să-l joc. Am discutat cu Mimi și acum cu dublura lui Mimi. Cum vede dublura lui Mimi această piesă? Păi, la fel, aceeași perspectivă, dar aș putea adăuga faptul că personajele au toate o personalitate puternică, unele fiind foarte amuzante, o să vedeți. Altele cu puțină nebunie. Să interpretez un alt fel de rol, numit Mița. Față de Don Juan, moare ca toți ceilalți, unde am interpretat Maria Antoaneta, are o altfel de... își pune o altă amprentă asupra personajului. Avem la mijloc aici patronul, un nou rol pentru tine, Vlad. Da, acest rol mi-a schimbat registrul total, de la un gardian dur la un patron mai blând. Și această piesă pune echipa în valoare. Echipa noastră s-a lărgit de la piesa Don Juan, s-a lărgit foarte mult și apar mai multe personaje. Este o comedie. De la o dramă a devenit o comedie. Pot spun că rolul mă pune oarecum în valoare pentru că m-a făcut comedie, nu știu ce măsură mi-a și ieșit. Dar, cum spunea și Vlad, e experiență nouă și cred că giurgiuvenii au nevoie la teatru nu doar de drame, au nevoie și de o comedie. Cocoșelul de tablă, piesa la care trupa lucrează, este scrisă de inițiatorul clubului Mihai Răboș și se vrea o comedie spumoasă, care, dincolo de a fi un exercițiu pentru tinerii actori, este o piesă dinamică bazată pe replică și mișcare. Piesa abordează colateral stilul teatru în teatru și pune în scenă schița clasică Tren de plăcere a lui Caragiale. Nu mă mai bag, că și așa nu primi niciun răspuns. Ticu, stai semnalul, nu pune mâna! Stai jos. Puiule! Păi ce, eu sunt Goie? A scris și la gazete despre el că a tras semnal de alarmă și a oprit trenul. Da, sunt nou în echipă. Mă simt foarte bine în această echipă. Rolul ăsta pentru mine înseamnă foarte mult pentru că până acum nu am mai jucat. Am primit rol de suflor, mi se pare un rol deosebit de important. Realizez o pantomimă, este destul de greu, dar foarte amuzat. Oarecum o piesă foarte caragioasă, foarte comică, ne distrăm foarte mult pe seama ei la repetiții. Nu știu ce zic, îmi place, e o comedie, am ocazia să mă scălăm, băi, foarte mult, o să vedeți. Ce să mai zic, vă așteptăm la premieră. Sper să aibă un succes la fel ca și Don Juan, mai mare chiar. Dacă repetițiile merg bine, iubitorii de teatru vor fi invitați la sfârșitul lui februarie la premiera Cocoșelul de tablă. Și proiectele Clubului de Teatru Valah nu se opresc aici.